Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au amendat peste 170 de pietoni în perioada 10-11 februarie, în cadrul unei acțiuni preventive. Un conducător auto a rămas fără permisul de conducere pentru neacordare de prioritate pietonilor angajați în traversarea drumului public. Pietonilor care nu au respectat normele rutiere le-au fost aplicate 176 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 37.170 de lei, fiind totodată reținut în vederea suspendării un permis de conducere pentru neacordare de prioritate pietonilor angajați în traversarea drumului public.